pentru acest proiect avem nevoie de următoarele. Glossy Varnish pe bază de apă, cel vom folosi în ultimul rând, dar vom începe cu vopsea neagră acrilică. Eu am ales vopsea mată și vopsea metalică, roșu aramă antic. Vom începe cu vopseaua neagră, după aceea cu aceasta metalică. Vom folosi pensulă din fir sintetic, cât se poate de moale, și modelul va fi trasat cu contour liner într-o nuanță asemănătoare cu cea metalică, aici antic copper am ales, aramă antică. Atenție când găuriți capătul acela, să fie cât se poate de subțire, să vă creeze un model fin și evident un vas din ceramică. Eu am ales acesta cu marginea în formă de bărcuță. Vom vopsi, după ce am spălat vasul, bineînțeles, vom vopsi interiorul și o margine de vreo 2 cm, 2 cm jumate cu negru. Îl vom lăsa la uscat cel puțin o oră, 2 ore mai bine. Și după ce s-a uscat, vopsim restul vasului cu vopseaua metalizată. Le vopsim pe bucăți pentru că trebuie vasul sprijinit undeva până ce se usucă. Și dacă ne grăbim să le vopsim amândouă deodată, cum vom sprijini vasul astfel încât să nu se desprindă culoarea? Și această vopsea metalizată o vom lăsa la uscat cel puțin 2 ore sau peste noapte. Vom continua după aceea cu modelul. Eu am ales un model la întâmplare, exact cum mi-a venit inspirația de moment. Vedeți că puteți să treceți cu acest liner, puteți să treceți peste linia dintre cele două culori, astfel încât nu contează foarte mult dacă aveți o binare absolut perfectă între negru și vopseaua metalizată. Aici am încheiat modelul, într-o parte am mers cu el până spre baza vasului, asta a fost inspirația mea de moment, atunci iarăși lăsăm la uscat, este mai bine acest model să-l lăsăm poate chiar peste noapte, să se usuce foarte bine înainte să aplicăm finalul, să sigilăm cu Glossy Varnish. Eu am ales Glossy Varnish pe bază de apă pentru că nu miroase și se usucă foarte repede și nici nu afectează așa de mult pensulele. Pentru glossy pe bază de solvent vom aplica altă metodă. Și aici luăm câte puțin pe pensulă și întindem foarte, foarte, foarte bine pe tot vasul. Putem să facem operațiunea aceasta în mai multe etape, adică vopsim o parte, lăsăm la uscat, după aceea răsturnăm vasul și vopsim partea de jos. Ideea este să putem sprijini vasul astfel încât atunci când se usucă să nu se lipească de nimica. Dăm două straturi ca să fim siguri că am sigilat bine. Și uscăm tot așa în etape. Vom atinge vasul din când în când să vedem dacă s-a uscat și atunci când putem să punem mâna pe el fără să ne lipim, este gata.